În momentul când a fost dată alarma, toate forțele implicate în exercițiu au intrat în alertă. Toate că a fost doar o simulare a unui cutremur cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter, fără victime și pagube materiale reale, forțele de intervenție și-au luat rolul în serios. Mașinile de intervenție ale pompierilor gata să intervină au pornit dinspre bulevardul CFR cu semnalele acustice și luminoase pornite și cu toate echipamentele din dotare. Exercițiul a presupus intervenția în interiorul unei clădiri părăsite din centrul orașului pentru evacuarea victimelor prinse sub dărâmături. În cel mai scurt timp, acea zona orașului a devenit un furnic unde toți participanții s-au concentrat doar asupra ceea ce aveau de făcut, să salveze vieți. Întreaga simulare a cutremurului s-a dovedit o impresionantă desfășurare de forțe. În acest moment, echipele de intervenție încearcă să scoată victimele din această clădire pentru a le acorda îngrijiri medicale. Profesioniste ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv echipaje ale poliției județene. Cei care au pătruns în clădire cu echipamente specifice au fost pompierii. Aceștia au evacuat peste 10 victime care au fost transportate în corturile de prim ajutor, amplasate în zonă de ambulanță și Crucea Roșie. Totodată s-a simulat și producerea unui incendiu în interiorul aceleiași clădiri, unde reprezentanții ISU Giurgiu au intervenit prompt pentru stingerea focului și scoaterea victimelor. La fel au procedat și cu șoferul unui autovehicul care era încarcerat din cauza unui stâlp care a fost trântit de cutremur pe mașină. De jandar, CVSU, CVSU, poliție locală, agenția. La evenimentul organizat astăzi au fost prezenți și reprezentanții pompierilor din Rusia, Bulgaria, care au semnat un plan comun de intervenție româno-bulgar. Planul de intervenție va permite trecerea graniței mult mai ușor atât a pompierilor români, cât și a celor bulgari. Repetiția e mama învățăturii și în felul acesta sperăm că nu vom avea incidente gratuite într-un caz, Doamne ferește, de cutremur. Spun incidente gratuite în sensul ca oamenii să nu intre în panică, să știe foarte bine că sunt niște oameni care îi vor ajuta în situații de criză. Exercițiul de astăzi a fost un succes, iar autoritățile sunt de părere că dacă se va întâmpla cu adevărat un cutremur, sunt pregătiți să intervină în orice situație în timp util.